Primăria municipiului Piatra Neamț a organizat, în parteneriat cu Garnizoana Piatra Neamț și Centrul de Cultură și Arte Carmen Seculare, evenimentul Hora Unirii, dedicat împlinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române. După deschiderea evenimentului, a urmat intonarea imnului național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. La eveniment au participat atât oficialități locale cât și județene. Mă bucură acest eveniment, mă bucură să văd oamenii adunați la oaltă, cu atât mai mult cu cât astăzi sărbătorim un eveniment atât de important, așa cum ne place să spunem, Mica Unire. Îmi doresc pentru nemțeni și pentru toți românii să fim mai uniți, să avem mai multă speranță și solidaritate, pentru că dacă nu vom fi solidari, nu vom reuși să ducem mai departe ceea ce au înfăptuit strămoșii noștri. În zadar s-au luptat pentru visul de veacuri a românilor. Dacă noi nu putem fi uniți, cred că ar trebui mai mult ca oricând să lăsăm ura la o parte și să dăm dovadă că avem suflet de român. La mulți ani, români, la mulți ani, România, și astăzi, de Mica Unire. Suntem în anul centenar și știm și dumneavoastră și toată lumea că fac parte din Partidul Mișcarea Populară, care are ca obiectiv de țară unirea cu Republica Moldova, lucru care Mișcarea Populară și-l dorește din tot sufletul să se înfăptească în cel mai scurt timp. Cred că este un beneficiu atât pentru România, atât pentru români, cât și pentru cetățenii din Republica Moldova. Este un lucru benefic și pentru Europa? Eu zic că da, eu zic că este un lucru benefic atâta timp cât știm cu toții că în Republica Moldova avem încă produse tradiționale, lucru pe care comunitatea europeană îl caută. 24 ianuarie 1918 cred că este un an mai deosebit pentru că în mod fericit coincide cu împlinirea 100 de ani de la Marea Unire, de la 1 decembrie 1918. Cum a zis și colega mea, colegii mei, de altfel toți pietrenii, toți cei din județul Neamț și din toată România și nu numai, sărbătorim cu mult drag, cu multă plăcere și vrem să fim mai uniți, mai puternici, România să devină într-adevăr un stat puternic, iar românii să se bucure de stimă, apreciere pe întreaga planetă Pământ. A urmat tradiționala horă a Unirii, în care s-au prins zeci de persoane. Doamnelor și domnilor, vă invităm la Hora Unirii, nu înainte de a vă mulțumi pentru participarea la manifestarea dedicată Zilei Unirii Principatelor Române. Hai să dăm mână cu mână, cei cu inima română, să învârtim hora frăției pe Pământul României. Din bol de piară, iar dușmanii din țară, între noi să nu mai fie decât flori și omenie. Din la mult copul grăbire să răsăcăm dintr-o solvire, cei să pleacă drumul mare peste-a noastră pe portare. Și să vadă sfântul soare într-o zi de sărbătoare, ora noastră cea plăcească pe gândia românească. Este un eveniment important pentru noi, pentru cei care gândim românește și care o simțim cu adevărat. Deci ne face foarte mare plăcere să fim în mijlocul
locuitorii orașului nostru să sărbătorim acest eveniment și sperăm cu cele mai bune sentimente să ajungem cu bine 1 decembrie 1918, la fel de bine să putem sărbători. E frumos, îmi place, da. Manifestarea organizată de Primăria Municipiului Piatra Neamț în parteneriat cu Garnizoara Piatra Neamț și Centrul de Cultură și Arte Carmen Seculare a fost urmată de un spectacol oferit de ansamblul folcloric Floricică de la Munte. La mulți ani, nemțeni, la mulți ani, România, la mulți ani, frați români!